Domnul Diaconescu, cum se vede această campanie pentru prezidențiale la Olt? Eu sunt foarte optimist, sper că în fiecare secție de vot să-l întreb pe Claus Iohannis și asta se întâmplă și la nivel național și automat să pătrundem în finală unde o să ne iau revanșa față de Victor Ponta. Aici la Caracal ați pierdut 3 consilierii locali, este vorba de Dan Dragnei, Flora Octavian și Radu Elin. Ce s-a întâmplat? Da, nu doar la Caracal am pierdut, ordonanța aceea trădării, cum spunem noi, ordonanța 55, dată intenționat împotriva PPD-ului, ei tot încearcă să destructureze acest partid, închizând televiziunea OTV, apoi încercând să ia parlamentarul unul câte unul. În cazul Consiliului Local și Județenilor era imposibil, fiindcă exista o lege care îi conserva pe aceștia și pentru asta au dat ordonanța respectivă. Dar la Curtea Constituțională ea va fi respinsă, noi ne vom recupera aceste mandate și evident că vom nominaliza alți oameni următorii de pe listele respective. Cu alte cuvinte, rămânem pe 10 trece fără trădători și rămânem doar cu alegători. Iar partidele adverse se umplu de trădătorii noștri. Îi veți mai primi? Nu, niciodată. Și în felul ăsta cred că facem o operație de epurare a partidului pe care trebuie să o facem noi singuri din interior, dar nu i-am dibuit la timp pe acești trădători și e bine că ne-au ajutat cu ordonanța asta să li se dea rama pe față tuturor. După cum se știe, ați pierdut și un consilier județean, este vorba de Dorotodor, Tudor, directorul oglinderii. Ce s-a întâmplat? Care a fost motivul? E un al doilea caz după Tudor Barbu, pentru mine de neînțeles. Nu dau seama, un om care avea totul pe tavă din partea PPD-ului să plece la un partid care îl va conținea tot timpul trădător și care nu va mai pune pe listele viitoare niciodată. Îl vezi, dacă viitorul apropiat, dacă va fi, îl vezi mai pune pe listele de consilier? Nu, avem atâția oameni de excepție, deci aici, în sala asta, în jurul meu, încât eu regret că nu i-am pus la început pe acești adevărați fondatori ai partidului nostru, oamenii care au luptat din casă în casă, au dus mai departe de noastre, au lipit afișe, regret că nu i-am nominalizat la început pe aceștia și am pus sigur pe niște criterii, pe niște cunoscuți de-ai mei mai vechi, pe, iată, cazul Doru Dugos sau Tudor Baru. Referitor la această campanie prezidențială, cum vedeți această luptă între dumneavoastră, Elena Udrea, Claus Iohannis și Victor Viorel Ponta? E luptă inegală din punctul nostru de vedere. Noi n-am furat niciun fel de bani de la stat, deși nici din altă parte. Ei au furat foarte mult, au foarte multe banere, foarte mult afișaj, făcut pe banii electoratului. Acum probabil vor plăti ca de obicei și contra unui vot niște sume de bani. Dar cu toate astea noi sperăm să-i învingem și să oferim șansa poporului, o șansă pe care o așteaptă de 25 de ani, ca poporul să vină la putere în sfârșit și să-și facă viață mai bună. Pe când un săptămânal local și la Caracal, oglinda Romanațiului, este un... Sunt multe, ar fi multe de făcut, dar după alegeri sper să avem această șansă, să ne ocupăm de toate pe pendelete și să facem tot ceea ce credem noi că trebuia făcut de mult în România. Referitor la monumentul pe care tatăl dumneavoastră dorește să... Și altă problemă, dacă stai că nu dorește asta, foarte mulți colegi de-a lui rezerviși doresc asta, eu n-am să înțeleg de ce nu s-a putut face acest monument. Nu era vorba nici de bani, fiindcă eu eram gata să plătesc al fuga de cheltuielile, dar vedeți și noi să ce înseamnă birocrația în România și dacă nici măcar un monument nu s-a putut face, cum să se facă locurile de muncă pe care le tot promit cei de la PSD de 25 de ani. Vă aduce domnul deputat Dumitru Niculescu până la capăt această treabă legată de... Eu sper, mi-a promis, numai că el nici nu e la putere, dar sper să facă cumva încă o minune în Caragal și să apară acest monument, fiindcă e o dorință a tatălui meu. Mulțumesc pentru mulțumesc.